transport metropolitan și în județul Prahova. Acest lucru va fi posibil în contextul în care autoritățile locale se vor așeza la aceeași masă în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Mobilitate Prahova. Avem toată documentația și statutul aprobat de instanță. Săptămâna viitoare va fi prima adunare generală în care se va stabili componența Consiliului Director și va fi și votat, urmând ca după aceea Consiliul Director să voteze și numirea directorului și mai departe tot ce înseamnă dispozitivul de lucru al Adimobilitate. Scopul Adimobilitate Prahova este de a se cumpăra autobuze electrice cu fonduri europene care să deservească zonei metropolitane. Ne dorim ca cât de curând să avem un studiu de fezabilitate făcut pentru cele 35 de autobuze electrice pe care ni le dorim și Adimobilitate și le dorește, urmând ca după aceea să vedem exact ce putem să, pe ce linie de finanțare putem să le obținem. Deocamdată nu s-a luat o decizie clară în ceea ce privește viitorul operator care să deservească cele 14 localități membre ale Adimobilitate. Acest lucru va fi la momentul la care Adimobilitate va fi funcțional și funcție de cât de repede vom avea, să zicem, autobuzele disponibile, cele 35 de autobuze electrice. Bineînțeles, mai avem o constrângere, să vedem și ce face TC, dacă va participa sau nu la licitație, dacă poate să asigure, să zicem, toate solicitările din caietul de sarcini, vom vedea. Principalul scop al Adimobilitate Prahova este acela de a crește gradul de confort pentru călătorii din zona metropolitană.